Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, suntem pe Cluj Arena, vom urmări împreună a doua confruntare a etapei cu numărul 7 din play-off-ul de promovare. Una dintre favoritele la promovarea directă Universitatea Cluj întâlnește Unirea Slobozia, apoi a revenit în minutul 72 de la scorul de 1-2. Iese bine Slobozia, excelentă preluarea lui Afalna, șutul pe lângă poartă. Incredibil! Ce gol! Venit de nicăieri! 1-0 pentru Slobozia. Fantastic! Cred că este golul sezonului. Nici măcar nu știm dacă a vrut. Oare cine a șutat? Constantin Toma. Părea o centrare. Incredibilă execuție, fabulos, fabulos gol, fără cuvinte, da, Toma este cel care vrea să centreze, cred că vrea să centreze, prinde puțin exterior și iese un gol la Roberto Carlos, centrarea lui Roberto Romeo pe lângă poartă. Oh!